Iată o listă de creaturi care te va face să te bucuri că nu trăiești în ocean. Rechinul lanternă pitic, cel mai mic rechin din lume, îți încape în palmă. Are organe care emit lumină numite fotofori folosite nu pentru navigare, ci pentru camuflaj. Caracatița cu inele albastre. Poate că este micuță, dar cu siguranță nu este de glumit cu ea. Este una dintre singurele specii veninoase de caracatiță, iar antidotul încă nu a fost descoperit. Neoclinus este un pește mic și agresiv care își poate deschide gura precum două aripi. A existat un caz în care un astfel de pește a încercat să înghită o întreagă caracatiță. Peștele leu roșu. În ciuda înfățișării inofensive, acest pește este un monstru periculos. Poate înghiți alți pești care au două treimi din mărimea propriului corp. Este numit peștele leu datorită coamei de țepi veninoși. Peștele chirurg dungat. Numele acestuia provine de la țepii veninoși ascuțiți, precum un bisturiu care se află pe coada acestuia, folosiți pentru autoapărare. Țepii nu doar că taie adânc, ci sunt și veninoși. Peștele dragon negru. Singura creatură cunoscută care are clorofilă în ochi, substanța care face plantele să fie verzi. De asemenea, este singura creatură cunoscută care produce lumină infraroșie. Acest lucru reprezintă un avantaj atunci când vânează, deoarece majoritatea creaturilor nu pot vedea în infraroșu. Peștele piatră de coral. Acele ascuțite de pe spatele acestuia pot străpunge cu ușurință talpa unui papuc. Cel mai rău este că peștele arată precum o piatră, deci este ușor să calci pe el fără să îl vezi. Pentru a-ți da o veste și mai rea, este cel mai veninos pește din lume. Peștele viperă este cunoscut pentru că are cei mai mari dinți comparativ cu mărimea capului. A evoluat de-a lungul timpului, iar acum are culoarea neagră pentru a fi mai greu de observat de către pradă în apele întunecate din adâncurile oceanului. Lamprei. Acest pește înfricoșător fără maxilar se prinde de pradă printr-o gură de tip ventuză. A, și apropo, e plin de rânduri de dinți. Mega Pirania. Este mai mare decât un braț și mai greu decât o minge de bowling. Adevărata lui putere se află în mușcătură. Fălcile se închid cu o forță de 50 de ori mai mare decât greutatea acestuia, adică e ca și cum o persoană normală ar avea puterea mușcăturii unui T-Rex. Pacul negru este un pește mare, dar nu are nimic special până îi deschizi gura. Are dinți bizari asemănători cu cei umani, arată și funcționează precum dinții noștri. Peștele undițar, un pește faimos pentru faptul că este un pescar bun. Undița este folosită drept momeală pentru alți pești mai mici. Paiara, vânătorul de vârf de apă dulce. Poate înghiți o pradă cât jumătate din mărimea lui și se hrănește de asemenea și cu pirania. Țiparul Slender Snipe. Acest monstru subțire are cele mai multe vertebre, 750. Prin comparație, un om are doar 33 sau 34. Barracuda poate atinge viteze de înot de aproape 45 de km pe oră. Puterea maxilarului este asemănătoare cu cea a unui rechin mare alb. Peștele soare de ocean este cel mai mare pește osos din lume și poate cântări mai mult decât o vacă. Nu este periculos pentru oameni, dar au existat cazuri în care astfel de pești au distrus fundul bărcilor. Rechinul gulerat. Acest rechin vânează precum un șarpe, unduindu-și trupul și făcând salturi înalte. Cei 300 de dinți se asigură că treaba este apoi dusă la bun sfârșit. Țiparul electric. Cea mai faimoasă caracteristică este reprezentată de organele electrice care pot genera o încărcătură de 860 de volți, adică de 7 ori mai mare decât cea de la prizele de acasă. Un șoc de la un țipar electric adult poate imobiliza un cal. Meduza box. Spre deosebire de alte meduze, acest monstru are o mobilitate impresionantă. În apă poate ține pasul cu un om. Aceste creaturi se micșorează dacă nu mănâncă, iar țestoasele sunt singurele ființe care se hrănesc cu ele. Rechinul goblin. Pe lângă înfățișarea înfricoșătoare, acest rechin are o excrescență similară unui cioc. Oamenii de știință încă nu știu care este scopul acesteia. Crocodilul de apă sărată. Crocodilii trăiesc de obicei în apă dulce, dar această specie vânează și în mare. Cunoscuți în Australia drept salties, adică sărații, sunt cei mai agresivi crocodili de pe planetă. Marele rechin alb.
Există un caz cunoscut în care un mare rechin alb nervos a spart fundul unui iaht. Aceștia sunt cunoscuți pentru cei 300 de dinți amplasați pe mai multe rânduri. Rechinul de Groenlanda. Mulțumită metabolismului lent, aceste creaturi pot trăi 400 de ani. În istoria omenirii, acum 400 de ani, pelerinii au sosit pentru prima dată în lumea nouă. Peștele vâslă uriaș. Cel mai mare pește osos din lume poate fi lung cât jumătatea unei semiremorci, deși unele specimene rare au avut o lungime dublă. Diavolul de mare gigantic. Anvergura sa poate fi mai mare decât un autobuz. Au cele mai mari creiere comparativ cu mărimea corpului dintre toți peștii. Spre deosebire de pisicile de mare, diavolii de mare nu au cozi veninoase. Orca. Această specie mare de delfin are mai multe culturi sau limbi. Două orci din grupuri diferite nu se pot înțelege între ele. Sunt singurele animale la care acest lucru este posibil. Danglestus. Destul de bizar, acest pește preistoric, cunoscut sub numele de T-Rex-ul mărilor, nu avea dinți. Aceștia au fost înlocuiți de plăci osoase care îi permiteau să aibă cea mai puternică mușcătură dintre monștrii de mărimea lui. Cameroceras, da, este o moluscă preistorică gigantică. 90% din întregul corp era o cochilie conică. Acest lucru o făcea să fie imobilizată așteptând ore în șir ca prada să se apropie de ea. Kronosaurus, unul dintre cele mai mari specimene de Pliosaurus, care erau reptile marine. Rămășițele unui specimen arată că acești monștri se hrăneau cu dinozauri. Helicoprionul. Acest monstru arată precum un rechin care are un fierăstrău circular în loc de mandibulă. Această creatură a fost printre puținele care au supraviețuit extinției Permian-Triasic, care a omorât 90% din toate creaturile marine și 70% din cele terestre. Elasmosaurus. Girafa lumii acvatice își putea ridica gâtul de 7 metri deasupra apei. De asemenea, înghițea pietre mici pentru a digera mâncarea. Arheologii au găsit 300 de pietre din diferite părți ale lumii în rămășițele unei specii. Calamarul colosal. A nu fi confundat cu calamarul gigant. Giganticii nu mai sunt lungi, dar colosalii sunt de două ori mai grei. Cântăresc cât un urs polar, sunt extrem de rari și greu de studiat. Balena cu cocoașă. Acest gigant își folosește coada uriașă pentru a aneca bancuri mari de pești, apoi colectează prada folosindu-și gura precum o plasă. Lidsichthys. Dieta acestui gigant sensibil consta în mare parte din plante. Unele specimene trăiau 40 de ani, dar acest monstru era mai mare decât un vagon de tren. Mosasaurus. Această specie a fost în vârful lanțului trofic în timpul erei sale. Structura craniului este similară cu cea unui șarpe, ceea ce îi permitea să înghită bucăți uriașe de mâncare. Deși specia este antică, varanii din zilele noastre sunt rude apropiate. Leviatanul Melville. Această balenă preistorică are cei mai mari dinți dintre toate animalele care au existat vreodată pe pământ. Aveau mărimea unor popice de bowling. Acest lucru îi permitea balenei să se hrănească cu pești mari sau chiar alte balene. Megalodonul, cel mai mare rechin al tuturor timpurilor și cel mai mare vânător de pe pământ. Probabil cântărea cât un Boeing 737. Avea o forță a mușcăturii de 5 ori mai mare decât un T-Rex, adică cel mai probabil putea reteza o mașină. Cașalotul, cea mai masivă balenă cu dinți, are cel mai mare creier de pe pământ, cam de 7 kg în medie, fiind de 5 ori mai mare decât creierul unui om adult. Aceste mamifere marine masive se hrănesc cu calamari uriași. Basilosaurus. Când rămășițele acestuia au fost descoperite pentru prima dată, a fost confundat cu o reptilă marină și i-a fost oferit un nume care înseamnă regele șopârlă. De fapt, este un fel de balenă antică care avea membre inferioare mici. Balena sei, a treia cea mai mare specie de balenă și una dintre cele mai rapide din lume. Poate atinge viteze de 50 de km pe oră. Shastasaurus, cea mai mare reptilă marină care a trăit vreodată ocupând 3 sferturi dintr-un teren de fotbal. Nu avea dinți, deci probabil se hrănea năpustindu-se cu gura larg deschisă asupra bancurilor de pești. Balena albastră, cea mai masivă creatură care a trăit vreodată pe pământ. Este atât de mare încât inima sa are mărimea unei mașinuțe de golf.
Vasele sanguine sunt de mărimea unei găleți, iar cântecele lor pot fi auzite de la sute de kilometri depărtare. Meduza coamă de leu, cea mai mare meduză din lume. Imaginează-ți un turn cu clopot având tentacule la fel de lungi cât jumătate de stadion. O astfel de meduză te poate ștrangula cu tentaculele. În ciuda mărimii, nu este în vârful lanțului trofic marin. Reprezintă o pradă bună pentru țestoase marine și anemone. Meduza Blue Bottle. Nu lăsa numele să te păcălească. Această creatură ciudată este ceea ce numim cefalofor, un animal constituit dintr-o colonie de organisme. Este cea mai lungă ființă de pe planetă. Tentaculele, care sunt organisme separate de corp, au aproape lungimea turnului din Pisa și, în plus, sunt veninoase. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!